Bună seara și bine ați revenit cu drag la profanare cu exerciții de matematică la algebră. Nu uitați de răspunsuri. Deci facem algebra, înțeleg, da? Da. Dacă ne e dor, domn profesor. N-am mai lucrat din mult. N-am mai lucrat de mult. Așa. Așa, șaptea. Așa, algebra. Punem, nu mai stăm pe gânduri, punem repede treaba, vă rog de... Se vede bine la cameră? Da, da, se vede bine. Vreau în data tema. Să... Tema. Așa. 7 de la pagina 21. 7 de la 21, da? Da. Așa. Calculați. A. Stai puțin, Arbi, să scrii bine. 7, 7 de la pagina 21. Deci, calculați. Calculați. A mic. Paranteză rotundă, minus 1 pe 5. Minus 1 pe 5, închidem paranteză rotundă, plus minus 3 pe 5 într-o paranteză rotundă. Asta, da? Da. Cât facem? Eu știu. De ce am uitat? Face minus 4 pe 5. Corect. Da. Aceeași unitorate. Punem numitorul comun 5. Și înseamnă minus 1, minus 3. Așa, minus 4 pe 5. Da? Și face minus 4 pe 5. De ce stă pe gânduri? Corect. Spune-mi de ce stă pe gânduri. Bună treabă. Ce trebuia să știi aici? Ai spus, cum e că am uitat? Ce ai uitat? Ca să înțelegi și noi. Corect. Asta, că am crezut că e minus 1 plus minus 3. Și am zis că dă 2. Minus 2. Aici autorul, plusul ăsta îl folosește, așa ca să fie. Dar aduna cu ăsta, fiindcă au... Cât face adică, rog, hai să facem ca. Cât face minus 1 pe... 1 pe 7. 1 pe 7, nu mai pun nicio paranteză, da? 1 pe 7, adunat cu minus 1 pe... 3. Pentru că așa te-a adunat cu minus 1 pe 3. E deprisos să spun plus minus. Azi trebuie să scriu așa, 1 pe 7 minus 1 pe 3. Simplu. Adică 1 pe 7 minus 1 pe 3 este o scădere, da? Și face cât aici? Adună aceeași lucru, cum ai spus mai devreme. 3 și aici cu 7 și face 3 minus 7. Azi vorbește Adi. 3 minus 7, totul supra? 3 minus 7, totul supra 21. Care face cât? 3 minus 7. Zi-mă-i, cât fac 3 minus 7? Minus 4. Minus 4 pe 21. Adică altceva. Cât face 1 pe 7? Minus 1 pe 3. Minus 7 minus 1 pe 3. 1 pe 7 plus 1 pe 3. Așa, 1 pe 7 plus 1 pe 3. Pentru că la înmulțire, minus ori minus face plus. Da. Și va face 7 și cu 3, nu? Da. 7 plus 3 supra 21 și egal cu 10 pe 21. M-am luat cu astea 2-3 exemple ca să clarificăm lucrurile. În paranteză, minus 1 pe 9. Minus 1 pe 9. Închidem paranteza, plus 7 pe 3. Pot să spun eu? Plus 7 pe 3, da. Așa, amplificăm 7 pe 3 cu 3. Da. Pe, ca să avem același numitor. Deci pe 7 pe 3 da, amplificăm 3. Cu 3. O ducem într-o fracție echivalentă, da? Și vine minus 1 pe 9. Minus 1 pe 9 plus 7 pe 9. 21 pe 9. 21 pe 9. Care este egal cu minus 1 plus 21 pe 9. Care este egal cu 20 pe 9. Minus 1 plus 20, totul supra 9. Aia a dus la aceeași numitor, da? Da. Și face... Da, nu, 21. 21 plus 21. A scris 20 acolo. Plus 21, da, da. Minus 1 plus 21. Și este egal cu 20 pe 9. 20 pe 9. Corect, da? Da. Altfel s-ar fi putut, parantezele să se scriu așa pentru început, da. Pentru ca să se sesizați că e vorba de fracții, iar aia asta nici nu mai avea rost. Știți, în mod normal, autor trebuia să spună minus 1 pe 9, plus 7 pe 3. Corect. Da. N-avea nicio rost, atâta tot. Și acum, repede, pe asta o vedem
Că putem aduce sau alte, amplificăm cu 3, că aducem la aceeași numitor, numitor comun 3, punem numitorul comun 9 și vine minus 1, că am discutat și altă dată. Minus 1 pe 9 înseamnă ori minus 1 totul supra 9, ori 1 supra minus 9. Acum pe minus 1 l-am dus la numărător, deci face minus 1 plus 21 și e egal cu 20 pe 9. Poți să spun ce tu lucrează, mai, dacă ai, de care, n-ai manual? De unde? N-ați avut, de unde dictați voi acum? De manual, dar n-are de notă adi și... Atunci nu ți-ai luat la tine. N-are la ea. Se ție altă dată. Poftim, Adi. Așa. Plus 3 pe 8. Plus 3 pe 8. Plus. Deschidem acolo, dar minus 5 pe 4. Minus 5 supra 4. Așa și atât, da, închidem. Egal cu. Egal cu amplificat. Crezi că mai are nevoie plus 3 nu, pe 8? Nu, eu nu l-am mai pus. Deci egal cu 3 pe 8. Egal cu 3 pe 8 plus minus 5 pe 4. Deodată? Deodată? Minus 5 pe 4. Da. N-are rost să mai scriu plus minus 5 pe 4. Da. Care înseamnă în final amplificăm aici. Amplificăm pe a doua cu 2 și ne dă 3 minus, scriem deodată, 3 minus 10 pe, 3 minus 10 pe 8. Face. Egal cu Anca, minus... Anca face cât? 3 minus 10? Minus 7. Minus 7 supra 8. Da. Altul? Miruna. Deci nu Miruna, ca să plus 14. Da? Plus 14. În paranteză. 14 plus. Minus 3,24 în paranteză. Minus 3,24 în paranteză. Egal cu 14 minus 3,24. Să conduce ieșiță, da. Da. Egal cu 14 minus 3,24, nu avea rost corect, plusul ăsta. Da. Da. Și egal cu 11, adică din 14 să gândim pe 3,24. Deci 14,00 minus 3,24, nu? Așa. Și face 4 din 10, 6. Nu mai. Din... Cum să fie așa, mai? Ia uite, domn profesor, cât învață. 4 din 10, 6. 2 din 9. 2 din 9, cât face? 7. 3 din 3, 0. 1. 10,66. Cum 11,24? 11,24 este Adi? Da, din greșeală. Dar cum? Stai, să vedem. 11,24. Ai scăzut numai pe 3. Da. Din 14. Și 24... 0,24 nu ai mai scăzut. Trebuia un 1 scăzut de 0,24, deci atenție multă. Deci cât este 10,76. Dar face așa, uite. Uite, și cât este niciodată. 14,00 minus 3,24 face în scăderea asta. Care și punctul față ce? ABCD? E. E. 8,5 plus... 8,5 plus... Minus 1 paranteză. Minus? Minus 1 paranteză. Minus 1 în paranteză, da? Da, mai are... Egal mai departe cu... 8,5 minus 1. Atâta zicem, 8,5. Hai, Anca. Minus 1, în mare rost plusul, și face greșeala ta 7,5. Și termina te ieși. Mai vitează mai mare. Hai, dacă vezi, nu cred eu, domn profesor. Da, hai să... Banalități astea, nu știu. Cum ați venit voi cu tema asta? Yes. Dar asta e tema pentru mâine? Da. Puteți face acasă. Păi, dar nu știți? Ok, mi-ați avut timp, dar spune, nu știți? Că văd că... Hai, un întreg și 3 pe 8 plus paranteză rotundă minus 1. Adi, hai să scriem așa ca un cam carte plus paranteză... Copiem din pe manual. Da? Facem așa? Plus, mulțumim exact ce sunt, da? E cam mai departe, Adi. Asta e tot? Plus 2 pe 3. Plus 2 pe 3. Plus, paranteză rotundă, minus 1 pe 6. Minus 1 pe 6. Egal mai departe, adică... Asta e tot, da? Da. Egal cu... Introducem întregi în fracție și avem așa. 8 și cu 3, 11 pe 8. Da. 8 ori 8 și cu 3, 11 pe 8. Da. 11 pe 8, minus 1. Minus 1, corect. Plus 2 pe 3. Da. Minus... Minus 1 pe 6. Minus 1 pe 6. Deci egal cu... ia să vedem. Găsim un numitor comun. Cel mai mic vreau. Cel mai mic.
La care 24. Sunt 24. Pe prima cu 3, pe a doua cu 24, pe a treia cu 8 și pe a doua cu 4 și obținem numitor comun. Numitor comun 24, 33 minus 24 plus 16, da, minus 4. Egal cu? Egal cu? 33 minus 24. Tăcere. 33 minus 24, clasa 7-a nu știe. Păi e simplu, repede facem copii. 9. 9 plus 16. 9 plus 16. 25. Minus 4. 21. 21 pe 1. Cum 21 pe 24? Nu e 1. Fui, da, 21 da. Supra 24. Mai merge? Se împarte? Se împarte, nu e reductibilă. A va da prin 3. Da, 6 de simple și 7. 7 pe 8. Bebe acum, da? Nu ți-a dat 7 pe 8, nu? Pare rău. Uite-te, uite-te încă o dată. Vezi greșeala, descoperă. Uite-te acum la tablă, Miruna. Și dacă poate am greșit noi. Corect. V-a dat 7 pe 8 la toți? Da. Dar dacă voi ați 7 pe 8 ați copiat, iată că Anca a mers, Miruna a mers independent și are o greșeală. Descoperă acum, Miruna, te rog să te uiți. Eu am scris 11 pe 8 minus 1 plus 2 pe 3 minus 1 pe 6. Corect. Da, așa am scris și noi. Egal cu mai întâi am amplificat minus 1 plus 2 pe 3 minus 1 pe 6, m-a dus la aceeași numitor 6. Numitor comun 6, păi dau 8-ul? A, fără 8. A, numitor ai ținut cot de prima. Hai să vedem. Da. Da, să știi că asta e pe rețetă. Exact. Deci, pierdeți și risc, și risc de greșeală. Corect. Știi ce ai greșit? Și mi-a dat minus 11 pe 8 minus 3 pe 2. Hai, deci amplific aici la toate cum trebuie, te rog. Deci cu 3... Da, ea vrea să spună unul greșit. Se încăpășinează și spune așa. Dar și totuși dacă a făcut așa, unul a greșit. E pentru niște timp idre. Da. Și uite, Miruna, ar fi fost așa, 11 pe 8. Minus, i-a dat 6, numitor comun, și a zis dar, minus 6. Da, face o greșeală enormă când ai zis păi minus da. Și ai pus aici minusul în fața linii fracții da. Și ai zis 6. Da. 6. Plus aici 2 ori 3, 6. Minus 2 ori 8. Sau, nu, că era o 3, că ea minus 2 ori 2, 2 4. 4. Minus da. 4. Tu ai zis plus 4. Și minus 1. Știi de ce e minus? Că minusul din față schimbă semnul. Ai înțeles? În plus, deci care era... greșeală. Deci, de aceea riscul mare ai greșelii este. Că ai lăsat minusul ăsta în fața linii, dacă nu făcea și trebuia plus, și minusul ai dus, și, nu greșeai. Și atunci plus 4 și minus 1, că 6 era ea, da, minus 1, pe 6. Supra 6 și face egal mai departe, 11 supra 8, pe 8 plus, plus minus 4 și minus 6 face minus 2, 2 și cu minus 1 minus, minus 3. 3 pe 6, care minus e minus 1 pe 2. 6, care face minus 1 pe 2. Da. Deci minus 1 pe 2. Da, da. Și egal mai departe amplificăm aici cu 4. Da, cu 4 și avem plus 11. 11 minus 4, totul pe 2. Supra 8, egal, supra 8, 8 da, da, și face 7 pe 2. 7 pe 2. Înțeles? Deci nu mai fă decât așa cum trebuie pas cu pas. Că riscul mare este. Uite ce ai făcut. Da. E băgat un minus acolo, este ca tot. Și aveai să spui, așa, am făcut perfect. Da. Tu ai avea un rezultat. Toți colegii tăi la o lucrare aveau alt rezultat. Așa, ok. 3,1 plus minus 4 plus 2,7, știu că nu așa. Plus 0,9, pot să zic eu că am greșit. Da, normal că pot să zici. Cum puteți să greșiți, măi copii? Hai, nu știu din așa. 3,1 minus 4 minus 2,7. Da. Plus 0,9. Corect. Și mi-a dat minus 1,4. 3,1 minus 4 cât dă? Mie mi-a dat minus 1,4. Minus 1. Minus 1? Minus 1,1. Nu, aici cât dă? 3,1 da. Minus 4. Cât dă? Minus 1,1. Și tu cât zici? Ai, cât este? Ia zis că e minus 1. Păi cum să fie 1,1, mai Andrei? E 1,1. Da, mă învățam, domn profesor, 4,00 minus da, 3,10, poftim. Da. Nu mai trebuia să pun. Da. Ne împrumutăm. 9. M-am împrumutat.
0,9, mai copii, că 0,9 plus 3,1 face 4. Minus 0,9, care e corect. Da, bine, dar zic că aici am făcut cu plus. Ca rezultat, aici 3,1 minus 4. Că 4 era cu minus, corect. Dar mai întâi trebuia 3,1 minus 4 să... Păi așa am făcut, 3,1 minus 4. 4 e mai mare decât 3,1. Așa trebuia să... Și nu, nu respectăm deci, semnul la cel mai mare? Deci scădem din cel mai mare pe cel mai mic și din semnul cel mai mare? Păi da... Știți multă. Deci... Da? Deci minus 0,9. Da, așa acum minus 2,7 plus 0,9. Și cât îmi dai? Păi minus 0,9 și cu plus 0,9 se reduc și dă minus 2,7. Ia și făcut așa. 3,1 și cu 0,9 4. Minus 4? 4 minus 4 fac 0 și minus 2,7. Vedeți dacă nu vă uitați în ansamblul lui și faptul că nu știți să scădeți. Aici e foarte grav. Da, și mie se întâmplă, trebuie să mai încrește. Da. Cât face 3,1. Conduce 17, Andrei. 3,7. Minus 5. 5. Conduce Andrei. Facem 5 minus 3,7. 5,00? Da. Da. Și avem 3. 3. 8. 8. 1. 1. Așa? Da. 1,83, corect, da? Corect, răspunsul, corect. Răspunsul corect, da. Nu așa, da. Nu e corect. Nu e corect așa? Nu. Nu. Este minus. A, aici să punem răspunsul, da, domnul profesor. Zi răspunsul corect, domnul profesor. 83. Cât? Încă o dată, domnul profesor insistă. Aici vrea răspunsul. 3,17 minus 5. Noi am făcut aici minus 1,8. Esențialul. Esențial. Bun. Semnul. Una este 1 plus 1,83, care e în dreapta. Da. Mai dați una, domnul profesor. Da. Minus. Minus 7,13. Conduce Adi. Da. Plus 5. Plus 5. Păi avem așa 5 cu 2 zerouri. Cu 2 zerouri. Și cum să fac? Cum să fac? Să-l scad din ăsta pe ăsta, să-l scad din ăsta pe ăsta? Nu, adunăm. Să-l adun? Cum da, să fac? Să-l adunăm. Pe unul e așa și unul e așa. Cum să fac? Să le adunăm, să le scădem. Nu știu cum să fac, haideți, în încurcătură. Andrei, ai tu o soluție? Dacă aș pune și o paranteză undeva... Dar nu trebuie paranteză. Ce paranteză? Păi așa... Este minus Adi, dar minus 7 plus 5 cât este? Minus 2. Păi și aici de ce nu merge? E minus... Cum ai făcut de ta minus 2? Din 7 l-am scăzut pe 5. Păi așa faci aici, din minus 7,13. Pune minus 7,13. Da? Scădem pe... Pe 5 cu 2. Pe 5,00. Și dă 3, 1. 3. 3 minus 0,3, da? Aici 1. Da. Da? Pune virgula și minus 2. Și minus 2? Da. Da. Ca să ne înțelegem, aici e de parcă aș fi adunat ca să fie păi da. De minus, minus, nu așa. Păi da. Dar tu, deoparte, scazi din ăsta pe ăsta, da? Și dai semnul cel mai mare. Deci, ca răspunsul e minus, și ce ți-a dat aici? 2,3. Da? Așa trebuie să zice. Acum, mai insistăm încă, că nu mi-e clar deloc. Adi, te rog să-ți spun așa. Nu lucrați în continuare, că nu știți din minus. Minus 5,25 da. Plus 2,85 egal cu. Deci minus 5,25 plus 2,85. Haideți întâi să ne uităm la semn. Care credeți că va fi semn? Punem semnul mai întâi. O, cu minus. Minus, bun. Minus. Am stabilit. Și acum cum? Ce facem? Le scădem, le adunăm. Cum facem? Le adunăm. Că e minus 5,25 plus 5,85. Unele sunt altele. Să le adun? Da. Și atunci... Dar dacă ai fost cu plus, Adi? Dacă ai fost așa, Adi?
5,25 cu 2,25. A, era un exemplu. Păi și le făceai atunci? Le adunai. Le adunam. Și acum că nu e așa și nu e așa, tot le adunam. Când aveam minus 5,25 minus 2,25 minus 2,25 minus 2,25 minus 2,25 minus 2,25. Deci din 5,25 scădem pe 2,85. 5,50. 0. Ne promutăm 12,4 și 2. Minus 2,40. Dar 2,40. Mai facem încă unul. Până când nu mă convingeți că mergeți foarte clar, nu mergem mai departe. Păi da, voi vreau să mergem mai departe și vă... Minus 7,13 plus 2,5 minus 4,21 plus 5,13. Cine să zică, domn profesor? Anca. Putem apela la comutativitate. Comutativitate. Adică pe cei cu minus să-i pune într-un prim plan, la început, da. Să zicem așa, minus 7,13, minus 4,21, nu e sub mie. Scriu? Sau da, e sub mie? Da, scrie minus 7,13, minus 4,21, plus 2,5, plus 2,5, plus 5,13. Și va fi egal cu... Păi, dacă au același semn, de-aia am așezat. Când au același semn, se adună de semnul comun. Deci deodată va fi cu un minus și adunăm. Hai să adunăm. 1 și cu 3, 4. 2 și cu 1, 3. Am ajuns la virgulă, punem. 7 și cu 4, 11. Deci este minus 11 și 13. Și aici? Dacă zici, da, nu ai înțeles. Plus? Plus. 5 adunăm cu 3 și 2. 7,63. Corect, Adisanca. 7,63, nu 5 cu 3 ani. Că 2,5 și 50. Sutim cu sutimi. Adică deci un pic mai atent. 3 cu 0. Că tu ai zis 3 cu 5. A, da, să mai adaug. Să facem pe hartă, că eu fac pe da. Da? Așa. Și atunci cât e aici? Și aici cât e? Care e mai mare, Anca? Cel cu plus. E mai mare? 7 e mai mare decât 11? În valoare absolută, în valoare absolută, în modul. Fără semn. Asta, așa, așa, deci dăm semnul la așa, și acum poți acum, îi scădem sau îi adunăm? Îi scădem. Îi sigur. 100%, deci da. Cel mai mare, deci în valoare absolută. 11,3, deci pe la interesat, da. Minus 7,63, facem 1, ne împrumutăm, 13,7, din 10, 3. Și face? 3,71. Minus 3,71. Asta este rezolvat. Măi, ați înțeles? Da, mergem mai departe. Haideți. Acela punctul care nu știu ce și ala de vorbește. 2,7 da. Plus 31,09 minus 28,49 minus 24,01 egal cu... Adi ne conduce. Adi ne conduce. O soluție, numai un pic. O soluție. Dar era cu paranteză. Lasă-le, mă, paranteze, că dacă s-au pus, s-au orientat la paranteze, este... Semnul ăla. Bine, hai să vedem dacă... Hai, pune cu semn, ca să înțeleagă... Pune cu semn, adică, zi parantezele. 2,7 plus 31,09 minus 28,48 facem deoparte. Minus 28,49. Și ce facem deoparte? Și asta e poate. Și asta? Noi cu minus. Stai, dă-i cartea domnului profesor, te rog. Eu am scris... Dictați exercițiul ca în carte, vă rog. Păi ca în carte. 31,09 plus. Deschidem paranteza rotundă. Minus 28,49. Deci 2,7 este scris. Da. Plus 31,09 plus minus 28,49 adunat cu minus 24,01. Da, Adi, aceeași chestie care a zis și Miruna. Da, Adi, ca să înțelegi. În clipa în care aici este plus un număr negativ, înseamnă că rămâne minusul de aici. Da.
Nu se mai pune plusul. De ce motiv? Că plus cu minus la mulțire este minus. Că asta se întâmplă. Hai să insist aici. Deci plus ori minus la mulțire înseamnă minus. Și n-are rost să mai păstrăm plus minus paranteza. Dacă ar fi fost minus, minus, minus cu minus la mulțire, era face plus. Da. Și ce ai făcut, Miruna? Ca să dată. Nu mai pierde timpul. Nu mai pus plusul ăsta și... A, așa. Și a rămas minus, minusul de aici și minusul și în partea asta. Exact. Da. N-are rost să pierdem, să scriem de două ori, timpul să se duce. Și e cam mai departe acolo. Hai. Conduci? Da. Zici? Ai o soluție? Egal cu, da. Egal cu 2,7 plus. Și scădem 30. De ce mai adem? De ce mai adem ăștia amândouă că sunt cu plus, ăsta amândouă cu minus? Ca să facem treaba. Ăsta amândouă cu plus, ăsta amândouă cu minus. Ți se servezi direct aranjate. Hai să le adunăm întâi. De ce propui? Ia să vedem ce propui. Ca 31, din 31,9 da, da. Și după aia numărul ăla se adună cu 2,7. Da, și după aceea? Și după aia să scădem. Cât da, timp pierdut? Dar dacă tu iei pe ăștia care sunt cu plus, îi aduni deoparte și ăștia minus cu deoparte, uite deodată, 9 și cu 0, aici este păi, la... Deci 9, cât de aici? 3,7. Da, 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 se face 2,7 da. Deoparte. Dar 2,7 plus 31,09. Că se așează virgulă sub virgulă. Mm-hmm. Și dacă n-a mai fost o zecime, o sutime aici pusă, pus punem 0 da. În locul ei. Și acum s-a așezat. Da? 9, 7, pun și virgula. 33,79, am cazit deodată. Și deci, egal cu 33,79. Și acum aici, minus. Și cu ăsta ce fac dacă am pus minus? Le adunăm. Bravo! Hai să fac totul acum. Două negative. Da. 28,49 plus 24,01. Lasă să vorbească el. 9 plus 1, 0, 5, 8 cu 4, 12 și 1, 3, 52,5. Deci minus 52,5 50 sau 5 e ceva. Da, 5. Da. Și egal, așa, egal cu, le scădem. Ce semn? Care, care semnul mai întâi? Ăsta cu plus, că e mai mare. 52 cu 33 minus, așa. Deci minus e mai, da? Da, minus. Minus. Da. Și 3, scădem din cine? Din 33,79, 52,5. Dar, concret? Care e mai mare? Cumva. În valoare absolută, adică fără semn. Fără semn, care e mai mare? Din 52,5. Păi, până scădem. Deci din 52,5 scădem pe 33,79, da? Adins. Și acum? Acolo adăugăm un 0. Da. Și este egal cu 1. Da. 1. De ce 1? Aba nu 0. De ce 0? 7 din cât? Din 14. 14. Cât veni așa de 14? 7. 7. Așa. 3 din 11, 8. Da. Și 3 din 4, 1. 18,71. Minus 18,71. Minus 18,71. Esențial. Dictează alte greșite, te rog. 8 de la pagina 21. Asemna acolo, da? Da, da? Da. Calculează în cel mai convenabil mod posibil. Deschide în paranteză rotundă minus 3 pe 5. Plus 3 pe 7. Plus 1. Plus 1. Așa să fie mai mult. Plus 3 pe 5. Plus. Plus minus 3 pe 7. Plus minus 3 pe 7? Dar da. Puteți zic. Cum facem așa, plus minus 3 pe 7, da? Nu, nu. Am văzut că asta, totuși mai, tu ziceți pe înainte, pe la degești. Minus, păi minus 3 pe 5 cu plus 3 pe 5. Asta e, de-aia este și mod convenabil, adică faceți ce trebuie făcut. Și dă 1, nu 0, și plus 3 pe 7 cu minus 3 pe 7, 1 dă exercițiu. Final este 1. Altul? Minus 2 pe 11
minus 3 pe 11. Plus 7 pe 15. Plus 13 pe 11. Plus 8 pe 15. Minus 1. Minus 2 pe 11 îl grupăm cu plus 13 pe 11 și o să ne dea 11 pe 11, care e 1. Bun. Scriu 11 pe 11. Da, 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 da. Cu un arc. Da, și pe 1. Da. Sau scriu 11 1. pe 11? 1, direct. 1, da. 1. După aia 7 pe 15 cu 8 pe 15 și dă... 7 plus 8, 15. 10, da. 15, care e tot? 1. Și este egal cu 1? Și minus 1 ăsta. Și minus 1. 1. Da. Și este egal cu 1 plus 1 minus 1. 1. Și egal cu 1. Și facem mișto. Altul. După aia, 1 și 6 de la rezolvare. Uite, dar mai avem și ce? Vezi că mi-a dat totul minus 5 pe 3. Da. Minus 5,3. Ba, nu. Nu șterge. A greșit. Minus 5,3. Da. Plus 3,12. Plus minus 8,7. Plus 9,4. Minus 8,7. Da. Da. Plus 9,45. Plus 6,88. Să facem ca fracții. Nu, tot convenabil. Convenabile, da, ca trage cu coada ochiului și să spui repede cât faci acolo. Vede cineva convenabil? Nu. Uitați-vă. Zi-a. Convenabil ar fi să aibă același semn. Mai întâi să aibă același semn și să facă foarte repede calculul. Minus 5,3. Minus 3 minus așa. Minus cât? Cât face repede? Minus 14. Minus 14. Ia să vedem. A, de-a fi că amândoi sunt negativ, se adună și vine... 7 și cu 30, 8 și cu 5, 13 și cu 1, 14. Deci minus 14. O altă grupă, un alt grup. 3,12 cu 6,88. Sub negul două linii, 3, care dă? Care dă 10. 10 de ce? 88 și cu 12 faci cu un întreg. Corect. 6 și cu 3, 9 și cu 1, 10. Da, corect. Și mai avem plus 9,45. Va fi egal cu minus 14, minus 4, 5,45. Va fi egal pe 5,45 pozitiv. Vedeți? Dacă te uiți repede și faci așa, altul s-a apucat. Minus 5,3 plus 3,12, să se gândește ce semn să fie minus. Scade din ăsta până ăsta, dă un rezultat acolo, adună cu minus 1,7, vede care semn stabilește. Da. Deci este enorm de greu. Fie de timp, poți să și greșești. Altul s-a uitat pe acolo și a văzut. Convenabil. Da, convenabil, de-aia spune convenabil. Bun, hai, așa, după aia unul și urmă singur. Copiază și... Da. Unul de la pagina? Unul și doi. Unul și șase. Zice. Copiază și completează cu termenul care lipsește. Minus 111,72. Minus 111,72. Plus. Plus. Deschide paranteză. Minus 48,36. Egal cu. Deschide paranteză rotundă. Minus 41,8. Plus. Pătrățică. Și închidem. Așa. Deci, practic, deci, trebuie să dăm, să aflăm pătrățica. Da, eu zic să adunăm în 41. Am vrut numărul necunoscut. Adunăm în 41. X, practic. Adunăm în ambii membri pe 41 cu 8, da, adică opusul. Și devine. Minus 111,72. Minus 48,36 plus 41,8. Calculat. 36 plus 41,8.
egal cu cât? Egal căsuța. Cu căsuța sau X. Da. Deci, haide, ce facem? Am adunat ambii membri și 41,8 și minus 41 fac 0. Și atunci 41,8 este în partea stângă, da? Da. Este chestia aceea că ducem în partea cealaltă cu semn schimbat, opusul. Păi hai să-i luăm întâi pe ăștia negativi. Da. Că punem semnul lor și îi adunăm. 6 plus 2, 8. Da, de azi urmărește 6 plus 2, 8. 6 plus 2, 8, dar 7 și cu 3, 10. 0 scriem 1. Și 1 reținem. Pune virgula. 8 plus 1. 8 și cu 1, 9. Și cu 1. 10. 0 punem. Și 1 reținem. 4 și cu 1, 5 și cu 1, 6. Asta, 160 plus 0. Plus 41,8. Egal cu... Egal cu căsuța. Facă de la clasa ta. Așa. Și facem deoparte, 160,0. Semnul care va fi? Semnul să fie. Minus. Facem deoparte, 160,0 plus 41,8. Minus sau plus? Minus. 41,8. Va fi egal cu? 8. 2. 8. 8, 2, ai zis 8. Da, virgulă. 8, 1. Da. 118,28. Adică căsuța aceea putem completa acum, dacă cu căsuța. Da, e ca cu căsuța. Minus 18,28. E termenul care a fost exact cerut. De. Păi minus și cu căsuța e căsuța. Păi asta, X e egal cu 5 pe 9. Plus. Putem pune un X acolo ca să nu mai pierdem timp, păi da, că nu suntem la clasa. Suntem la clasa 2. Minus 5 pe 9, minus 3 pe 2. 5 supra 9, minus 3 pe 2, 3 supra 2. Egal 7 pe 3 plus X. 7 pe 3 plus X, corect. Amplificăm 7 pe 3 cu 3. Pe 7 pe 3 cu 3? Da. De ce? Ca să avem 9. Și aici? Da, de ce nu faci asta? De ce nu amplificăm la 7 pe 3? Așteaptă puțin. Miruna. De ce nu scădem în 7 pe 3? Scădem în 7 pe 3 și după vedem membri. Ce facem în partea cealaltă. Deci scădem în 7 pe 3 din ambii membri. Și avem. 5 pe 9 minus 3 pe 2 minus 7 pe 3 egal cu X. Corect. Și amplificăm cu 5 pe 9 cu 2, 3 pe 2 cu 8, 18 numitorul comun. 9 și 7 pe 3 cu 6. Și mă avea 10 minus... Numitor comun cât? 18. 10 minus 9 pe 27 minus 42. Tot la 18 egal cu 18x pe 18. Nu, lasă așa x, supra 18 și fă calcul acolo mai Miruna. Nu mai aduci la cear tot 18x. 10 minus 27 minus 17 minus 17 cu minus 42 minus 59. Cât? Deci 10 minus 27 minus 17 minus 17 minus 42 minus 59 pe 18 egal cu x. Deci x-ul s-a aflat 59 pe 18. Mai putem simplifica aia să vedem? Dacă fracția este ireductibilă sau nu. Ireductibilă. 59? Da. 59 înseamnă că e număr prim. Da. Și dacă 59 e număr prim, atunci nu mă interesează, că sigur nu mai poate să... Adică dacă eventual numitorul, în care situația asta ar fi multiplu de 59. Deci X e ăla, copii. Nu mai aduce pe 18. Da. Că numărul necunoscut e ăla. Da. Nu știu că cu apă... Asta, așa. Nu știu timpul. Deci știi ce se întâmplă, e prea o... Asta se vede prea... Nu, se vede bine. Se vede bine, da? Da, da. Bine. Alte exerciții copii mai aveți? Ce? Textual. Ce? Deci, minus 11 pe 36. Da. Minus. Plus. Direct, 7 pe 24. Mai minus. Așa, bine. Plus 7 pe 24. Plus 7 pe 24. Bravo, Maia, uite, îmi place că... Măcar nu mai scriu că în carte.
egal cu minus 5 pe 72 plus căsuță, plus x. Plus x. Adunăm minus 5 pe 72 în ambii termeni. Membri. Și minus 11 pe 36 plus 7 pe 24 minus 5 pe 72 egal cu x. Același numitor e 72. Aplicăm 11 pe 36 cu 2. Îl pun, vreți că îl pun? Da. 7 pe 24 cu 3. Și vom avea așa. Minus 22 plus 21 minus 5 totul pe 72 egal cu x. Aici vreau. Minus 22 plus 21 minus 1 minus 1 minus 5 minus 6 pe 72 egal cu x. Hai vreau. Să simplifică. Simplifică prin 6. 3 în 6. Așa. În 6. Da? Și așa da. Deci 2 vom avea 7. Minus 1 pe 2. Și egal cu x. Pe 12, 6 în 6 în 7 odată, da. Rămâne 1, 6 în da. 12, de 5 de minus 1 pe 2. Este egal cu minus 1 pe 12. Da. Așa. Hai, da. Să mai aveți? Da. Da, 6 de la tot de, de la... Dar mai avem și D-ul. Și D-ul. Și D-ul. Și D-ul. Minus 9,83. Minus 9,83. Așa. Plus X. Da. Egal cu 13 plus 2 pe 5. Scădem un 2 pe 5. Nu, ce? Nu. Adunăm un 9, un minus 9,83. Nu. Adunăm un 9, că ăsta are minus. Este minus și adunăm da. Un plus. Cu plus. Adunăm un 9,83. 9,83. Așa, și vom avea x este egal cu e ce simplu, 13 nu? Plus 2 pe 5. Plus 9,83. Doamne, că te ajută în viitor. Și x va fi egal cu 13 plus 9,83 de 22,83. De ce 22,23 ca să înțelegem și noi? Miruna, fără să ne înțelegem. Păi 13 plus 9. Face 22, da, 83. Plus 25. Da. E bine. Și amplificăm cu 5, 22,23. Așa. Și vom avea x egal cu două parte facem. Da. 22, dar faceți voi toți. 22,23 ori 5. Ori 5. Da, și vom avea așa. 5 ori 3, 15. 5 putea fi și sub 8 și sub 3 oriunde. Da. Da? Fără să ținem cont virgulă de virgulă aici. 5 ori 8, 40 cu 1, 41. 1. 5 ori 2, 10 și mai avem un 4, 9. Și 5 ori 2, 10 și 4, 14. Da. 5 ori 2, 10 și cu 1, 11. Și pune virgula peste două. 1. Bravo, Mari, te-ai trezit. Da. 114,15 plus? Plus 2. Bravo. Și va fi egal cu? X egal cu? Cât? E greu. 116,5. Bravo. Nu adun pe 2 la 5? Atât. Supra 5 adun. Da. Da. Deci nu adunăm 2 cu 5, 1 cu... Adi, aici, nu, mai da, să facem așa, 2 cu 5, 1, și facem 114,17. Da? Aduți-o, da? Nu. De ce nu? Păi nu-i corect. Dar de ce nu-i corect așa? Pentru că 2 e număr între ei. Păi da, trebuie să surprindem așa, 2,00. Corect. Da? Bă, e sigur pe tine. Domn deci, profesor, trebuie, trebuie să, nu stai de când, cum să fie așa, adunăm întregi cu sutim? Ce aici ar fost întregi, doi întregi cu sutim aici, 5 sutim. Uh-huh. Deci nu se pune problema. Mai aveți? Da, așa, calculează sumele de algebra. Da, zi. Minus 9 pe 2, da. Acum minus 13 pe 2. Minus 5 pe 2, plus 2.
asta aduce la același numitor cu 2. Debug, nu? Da. A, pe ultima cu 2. A, o zic eu. Aceea, cu o singură linie fracție. Da, 2-ul l-am descurcat cu 2 și vine 9 minus 13 minus 5 plus 4, totul pe 2. Este egal cu... 9 minus 13. 9 minus 13. Minus 5 pe 2. Egal. Nu, pe, da, 9 minus 13, Andrei. 9 minus 13 este... Minus 4. Minus 4. Plus 4. Minus 4, 4 plus 4. 4 sau plus 0. Și dă 5 pe 2. Minus 5 pe 2. Sunteți de acord? Da. Acum, da. Următoarea. Stai să zic. 1,76 minus 2,04 plus 1,12 plus 0,92 minus 3,23 minus, minus 3,23? Da. Egal cu? Egal cu 6. Păi aducem la fracții. Asta e 1,76. Bă, mi-ai dictat 1 pe 76. 0,72, nu? Nu să vezi ce să fac. Poftu, da, dacă vorbiți toți, eu nu știu ce să scriu. 1,76. Da, cu minus și după aia ce cu plus. Sau ce cu minus și mai întâi ce negativ. Așa, ce cu minus? 1,76 minus 2,0. Păi da, păi 1,76, ăla e cu plus. Da, 1,76 e cu plus, hai. Ce treaba e? Minus 2,04. Minus 2,04, da. 0,4 cu minus 3,23. Da, și aceea punem plus. Plus, plus. Începem da, pe ei toți. Plus 1,76. Plus 1,12 plus, plus 0,92 și egal. Egal cu. Și acum e egal. Din ăștia 2. Facem cu plus. Dar mă, nu e mulțire, mă, șmecheri, mă. Hai, îi adunăm, vreau să spui. Da, îi adunăm. Dar punem minusul, da? Da, punem minusul și îi adunăm. Ai zis că fac cu plus. Da. Crezi că fac o plus pe mine mai... Dar întâi punem semnul și da, pe aceea adunăm. Da, 5,24. Și cât dă? Minus 5,24. Stai puțin. Cât dă? Adi. Păi adunăm 3 cu 4 și ne dă 7. Da. După aia adunăm 2 cu 0 și ne dă 2. Și după aia punem virgula și 5,24. Minus 5,24. Acum plus, că tot îți spun plus, da? Da. Plus. Ce zici? Pardon, putem să-i adunăm? Așa? Da! Toți au câte 20 mari, deci nu o să ne încurcăm. Nu? 2 plus 2 plus 6, 10. 0 scriem. 0 scriem. Nu-l băgăm în cap. 1 și cu 9. 10. 11 și cu 17. 18. Da. Punem virgula și dă 3. Și acum rezultat final? Minus sau plus? Minus. Mă, dar lăsați-mă să văd dacă înțeles. Minus cât? Și acum ce le facem? Am pus semnul ăsta și ce le facem? Le adunăm sau le scădem? Le scădem. Și câte? Facem păi, separat? Cum fac? Zi-mă, din vorbește. Păi facem separat. 5, zi-mi una. Sau cine mai vrea? 5,27 minus 3,80 păi 4, 7, 1,47. Minus 1. Am spus. Da. Următorul. Minus 113 pe 20 plus 12 minus 113 pe 20 da. Da. Plus 10,25 minus da. 71 pe 10 plus păi puțin, eu nu știu minus 71 pe 10 da. Plus 5,65 da. Minus 17,9 minus 17. Da, îi grupăm ăsta cu minus și ăștia cu plus. Și dă minus. Aducem aceeași numitor care 20. Ne încurcă, da? Deocamdată că avem numitori diferiți. Hai să facem așa, aceeași numitor mai întâi. 20. Și luăm. Va fi cu numitor comun 20. 20, da? Minus 113. Plus, luăm deoparte și facem 20 ori 12,25.
Da 0000 ca să mai pierd timpul. Da. Mulțesc pur și simplu pe 2. 10. Deci 10. 10, 5. Lăsăm 20. 10, 5, 4, 2. Și 2, 24. Și încă un 0. Și încă un 0 de acolo. Asta de aici. Și peste 2, peste 2 și 245. Rezultatul. 245. Este corect. Da, dacă 90 mai... face 120 și de două ori câte 20, deci face 245 e corect. Da. Minus 142 plus 6,65 11,13. Iată cât de important. Că la 20. Cât de important, cât de important, Miruna, e ceea ce discutam la clasa a patra. Anticipăm rezultatul. 5 ori 20 face peste 100. Peste 100. Da, clar. Și rezultatul, rezultatul de peste 100, Miruna, fii atent aici că este esențial. Deci voi, când vă apucați de făcut operația de înmulțire, înmulțiți întregii. Și 20 ori 5, 20 ori 5 fac peste 100. Iar când ai sensizat că ai zis 11 virgulă, cum să vă prostine asta? Este peste 100. Foarte important. Că la clasa a 4 acum fac chestia asta. Exact. Anticiparea rezultatului. Minus. Cu fracții. Nu, nu, 17,9 ori 20 ori 17. Numai ori 10 ai făcut 170, de 2 ori câte 170 fac 350. Da, e corect. Da? Bine. 13 plus 245 nu va fi cu plus și va fi 2. Nu-i grupăm pe aia, cu minus pe aia. Da, nu. Facem, dacă vă vine mai la îndemână așa. Ba da, așa cu ia uitați, grupăm termenii. Ia uite, minus 113 plus 113. Așa. Băi, și noi mai avem plus 242 minus 142 dă 3. Să simplificăm. Deci 245 minus 102. 102, 245 minus 142, da? 102 minus 358. Supra 2. Ia să vedem dacă e 102. Sigur, 102 sau 103? 5 minus 103, da. 3. 103? Așa. Adică eu așa am scris. Minus 358, da. Așa, pe 20. Și va fi... scădem 358, din 358 pe 103. Va fi sigur minus. Da. 5... 255. 255. Minus 255. Da, pe 20. E ca cu simplificăm prin 5. Prin 5. Da. Și minus? Minus 51 pe 4. Bun. Da. Da. A fost, dar trebuie să adunăm. În stilul ăsta, în stilul ce s-a ce s-a mai aveți? Nu, a zis să calculează sumele alea. O secundă, o secundă, e mele. În felul ăsta de a fi adus la aceeași numitor, cum am propus, există riscul și a unor greșeli. Iată, la mulțirea cu 10, la mulțirea cu 10, aici riscul a fost destul de mare. 20-20, 0 acela va juca feste. Eu aș fi gândit așa, aș fi mulțit cu 10, că știu să mut virgula aici, și mulțeam cu 2. Mulțeam cu 10, mutam virgula aici, și mulțeam cu 2. Deci, la fel și din face.
117,9 ori 20 înseamnă 179 ori 2. Corect. Asta ar fost mult mai repede. Că, atenție, fața ieșiților găsiți cele mai rapide modalități de lucru. Deci aș fi încercat să scriu așa. Minus 113, da? Atenție, 20 ori cu numitorul. Minus 113, plus 122. Deoparte ziceam, 122,5 ori 2. Da, se vedea 245, plus 245, apoi minus 71, și aici vine 56,5, nu? Da, 56. Era 12 asta, domnule. 71 ori 2, 142. Da. 142, da. Și aici 56,5 da. Ori 2. Repede, 113. 113, deci plus 113. Minus. Minus, iarăși ieși 179 ori 2. 358. Deci, urmărim la fiecare etapă să crește viteza de lucru. Cei care înțeleg asta au șanse mult mai mari. Au mai mult de câștigat, câștigă timp. Da. Exercițiul se face până la capăt de fiecare dintre voi. Cel care vede șmecherile astea, lucrează mai rapid. Trebuie să faci și corect. Degeaba lucrezi rapid dacă nu lucrezi corect. Vreau să vă mai arăt. Dictați din nou, vă din rog. Nou, ziceți, că, ziceți da. Ca să-l scriu. Minus 113,20. Da. Minus 12,25. Plus? Da. 12,25. Da. Minus 71,10. Da. Plus 5. Da, da, da. Așa. A fost asta cu 20. Așa. Ideea care o aveam și în momentul de față era următoarea. Să nu lucrăm, să aducem la aceeași numitor, ci să facem pe ăsta cu ăsta, le adunam. Corect. Și scădeam pe ăsta, decimale. Și eventual pe astea două lucram ca fracții. Exact. Și găseam și minus acela. Corect. Deci, ne, și altă soluție. E funcție de inspirația care o avem. De moment. Da. Acum să opresc fișierul. Stați, că acum ați terminat. Exact. De asta. Că mai avem toate să facem S1 plus S2 plus S3. Câțiva acestea. Da, e S1 plus S2. Se termină la aici ora și trebuie să... Ce este aici? Deci, rezultatul la S1 este 2 și la 4. Aaa, n-am calculat S1, nu? Da, da. Calculam. Deci, notăm S1 egal cu prima sumă, primul număr care a fost cât? Minus 5 pe 2. S1 e minus 5 pe 2. După aia S2 minus 1,47 și S3 minus 51 pe 4. Și, în final? Va fi minus 5 pe 2. Trebuia să calculăm S1 plus S2 plus S3. Scriem S1 plus S2 plus S3. Scriem așa ca să... S1 plus S2 plus S3 egal cu... Egal cu minus 5 pe 2, minus 1,7, da. Minus 51 pe 4. Și amplificăm cu 4. 5, minus 5,2 cu 2 și minus 1,47 cu 4. Și egal și cu... Și avem minus 10, minus 4,96. Nu sunt de acord. Avem 1,47 ori 4. 7,28. Haideți. 5,88. Ai înțeles, Andrei? Minus 5,58. Minus 5,58. Și este egal cu... Ce semn? Adi. Minus. Nu. Plus. Zi, Adi, zi. Taci. Minus. Adi. Minus. Minus sau plus? Minus. Băi, vă tărăște-te. Minus. Minus. Tu da. Sunt cu minus, punem semnul comun și adunăm, nu? Da. Deci minus... 15,88 minus 51. Adică 15,88 adunat cu 51. Așa, și 15,88 plus 51. Așa. Numai, semnul l-am pus. Da. Face 66,88. Sunteți de acord? Da. Așa. Și 46 și se simplifică prin 4, 2. Prin 4, cred că merge.
Prin 4? 6 nu sunt 4. Bun, vreți prin 2. Hai, 33, cât? 44 supra 2, da? Și ar mai merge prin 2, Adi. De ce spuneam că merge deodată prin 4? Dar n-a văzut și mai da, merge odată prin 2 și va fi? 2 în 3 odată. 2 în 13 de 6 ori. 46 de ani. Cum să fie 4, 2 în 3 odată. 2 în 3 odată. Punem minus ca să nu uităm. Minus să nu uităm, da. 2 în 2, 13 de 6 ori. Da. 12 în 14 de 7. Ori. Și de 2. De 2 ori. Și atât. Minus 16,7. Da, minus 16. Ceva. Acolo era minus 10, minus 5,8, minus 51. Și era 15,8, minus 51. Vreau să facem 51, minus 15,8. Păi da, mă, dar era minus 15,88, minus 51. Deci semnul comun și le adunăm. Da. Și a fost mai convenabil să adunăm pe ăștia 2 în 3. Așa, deci dar, dar mai contează să fie fost minus 10, minus 51, face minus 61. Da. Ca să ne mergă mult mai repede, minus 61. Minus 5, și adunăm cu 5, și tot 66,88. Face 66, se vede foarte repede, 66,88. Mare atenție la semnul ăsta. Da? Greșim... La semn, prostește, așa, domn profesor. Da. Oprim și dăm la fișierul al doilea.